Bună dimineața, dragilor! Ce mai faceți voi? Glumesc, da? Ce mai faceți? Bănuiesc că sunteți în plină activitate ca de obicei la această oră, mai ales că astăzi este... Ce este astăzi? Joi. Oh, mai e puțin și intrăm în weekend. Cine intră în weekend? Bă, cine are acest avantaj de a intra în weekend, de a vedea weekendul? Eu nu știu, nu mai țin minte cum e să fie în weekend. În sfârșit. Am ținut un webinar acum vreo săptămână și ceva legat de schimbare, da? Și printre altele am dat un exemplu spunând că noi suntem singurele ființe din univers care nu ne conformăm legilor naturii și ne împotrivim cu foarte mare înverșunare să ne schimbăm. Și acel exemplu pe care îl dădeam era legat de un arbore care, sau o plantă, oarecare, care, dacă ar urma logica noastră, n-ar mai trebui să facă nimic, ci pur și simplu s-ar așeza în mijlocul drumului, acolo unde se află, în ghiveci, și ar decide, încăpățânându-se, spunând, nu mai vreau să mai cresc. Din momentul de față, nu mai fac nicio mișcare. Orice s-ar întâmpla, eu nu mă mai mișc. Oare cum ar fi? Deci dacă ar urma logica umană, natura nu s-ar mai mișca sub nicio formă. Nu s-ar mai întâmpla absolut nimic. N-am mai vedea nici flori, n-am mai vedea nici plante, n-am mai vedea nici... n-am mai avea ce mânca. Pur și simplu am murit de foame pentru că mama natură ar decide să nu mai facă nicio mișcare. E, în cazul nostru, noi suntem speciali, da? Și decidem la un moment dat să nu mai facem nimic. Este foarte interesant de urmărit acest proces. De ce? Pentru că dacă în cazul, eu la un moment dat vorbesc despre involuție și evoluție, pentru a crește, pentru a evolua, trebuie să involuiezi. Și să involuiezi din punct de vedere social, din punct de vedere al programărilor. Deci dacă pentru a te schimba în mod real, trebuie să iei o decizie. În schimb, pentru a nu te schimba, nu trebuie să iei nicio decizie. Adică, pur și simplu, să stai acolo unde te afli și să opui rezistență, în continuare. Și aici se întâmplă două lucruri. Ori alegi să stai în suferință, și o alegere, da? Să stai în suferință este o alegere. Deci nu te obligă nimeni să stai acolo. Este o alegere personală, să stai să suferi. Sau alegi să treci mai departe și să te adaptezi, între ghilimele, să înveți să curgi, să înveți să evoluezi, să crești, să te schimbi. Pentru că asta înseamnă schimbarea. Foarte mulți oameni cred că a schimba hainele, activităților pe care le faci, modul în care faci lucrurile, este suficient. Dacă în loc să mănânci cu mâna dreaptă, te decizi să mănânci cu mâna stângă, gata, ai produs o schimbare. Nu este chiar așa. Schimbarea reală este o urmare firească a faptului că nu mai opui rezistență și că înveți să lași lucrurile să treacă prin tine. Nu te mai încăpățânezi să faci lucrurile cum vrei tu. Sunt de acord că sunt situații. Există o groază de situații în care trebuie, într-adevăr, să faci lucrurile într-un anumit fel. Dar în ceea ce privește schimbarea sau alegerile pe care le facem în ceea ce privește schimbarea, treaba asta este foarte simplă. Repet, ori alegi să stai să suferi și să te lamentezi, ori alegi să curgi, adică să lași lucrurile să fie. Dacă nu mai merge, presupunem că ai o relație, dacă nu mai merge o relație, nu mai merge. Nu încerca să schimbi cu forța aspectele externe, pentru că nu funcționează sub nicio formă. Da? Nu mă văd foarte bine, probabil pentru că am soarele în spate, dar nu e nicio problemă. Se aude ce spun, asta contează. Da. Acum am constatat că, da, uite, e aproape negru ecranul. Deci, și un alt lucru care se întâmplă, un alt lucru foarte interesant care se întâmplă este că atunci când vorbesc cu cineva despre schimbare, primesc o replică aproape standard. Și este foarte interesant, foarte deosebită această replică, care iar îmi arată că omul nu este dispus să facă o schimbare reală. De fiecare dată replica sună cam așa.
dar tu nu-mi cunoști situația. Tu nu știi prin ce trec eu. Nu înțelegi. Ce este de înțeles? Nu este nimic de înțeles. Lucrurile sunt așa cum sunt. Adică te afli acolo unde te afli, suferi, nu-ți convine și totuși stai acolo. Ce este de înțeles în toată povestea asta? E simplu. Ai de ales. Ori stai și suferi în continuare, ori te miști și faci ce ai de făcut. Ce e așa de greu? Da, dar tu nu-mi înțelegi situația. Pentru că este complicat. Am copil, am soț, am probleme, am griji. Ok. Situația asta este așa cum este. Și situația respectivă te face să suferi. Da? Ești în suferință. Ești într-un context în care suferința este cât casa. Ai de ales să schimbi ceva. Ori te obișnuiești cu suferința și stai acolo, așa cum ai făcut și până acum. Stai acolo și înghiți în sec și te bucuri de suferința ta, te victimizezi, sau faci ceva. Așa e de greu. Deci când vine vorba despre schimbare, sunt extraordinar de multe de spus despre acest lucru, dar când vine vorba despre a pune în practică simplu, cel mai simplu lucru cu putință este să alegi între a suferi și a face ceva în privința situației în care te afli. Indiferent ce se întâmplă, va fi cu siguranță mult mai bine decât să stai, să-ți mănânci nervii, să-ți mănânci sufletul, cum se spune la noi, în situația în care ești acum. Deci dacă nu-ți convine, schimbă ceva. Schimbă-ți atitudinea. Nu trebuie să schimbi neapărat mediul extern. Schimbă-ți atitudinea, pentru că de acolo începe totul. Schimbă modul în care vezi lucrurile. Ce nu-ți convine? De ce nu-ți convine? Care este motivul pentru care te încăpățânezi să stai acolo? Găsește rădăcinile. Și după aia schimbarea, când înțelegi, pentru că schimbarea intervine după ce înțelegi, nu la nervi, după ce înțelegi și înțelegerea este profundă, internă, după ce înțelegi, schimbarea intervine de la sine. Deci nu trebuie să faci un efort extraordinar, ci pur și simplu îți dai seama că nu mai are rost să accepti situația în care te afli sau starea în care te afli. Și apropo, legat de acest lucru, primim întotdeauna ceea ce suntem. Da? Primim întotdeauna ceea ce suntem în momentul acesta. Deci dacă în momentul de față ești frustrat, tensionat, nervos, agitat, asta primești. Asta primești în jurul tău. Asta sunt lucrurile cu care te întâlnești. Dacă începi să te pui în mișcare și începi să lași lucrurile să vină spre tine și să accepti că este de făcut ceva, se pun în mișcare lucrurile și vin lângă tine oameni care să te ajute. Și apropo, vorbind de, din nou, folosesc foarte des acest apropo. Da. Trebuie să mă dezobișnuiesc, a devenit un tic. Legat de schimbare, știu că este vorba despre frică. Frica este elementul care ne împiedică să schimbăm, să facem ceva în privința situației în care ne aflăm. Dar, în aceeași măsură, nimeni nu te oprește să pui pe hârtie ceea ce te împiedică să faci ceva, nimeni nu te împiedică să observi, nu să fugi, ci să înțelegi ceea ce se întâmplă, nimeni nu te împiedică să stai tu cu gândurile tale, cu mintea ta, cu ceea ce trăiești tu și să înțelegi în profunzime ceea ce te-a dus acolo. Nu te oprește nimeni, nu te împiedică nimeni. Nimeni nu poate să bage mâna în tine, în capul tău, în sufletul tău și să spună este bine sau este rău. Tu ești singurul care decide acest lucru. Apropo, ascult Segovia, da? Unul dintre maestrii chitarei și piesele pe care le ascult sunt absolut fabuloase. Deci, frica, într-adevăr, este unul dintre motivele, de fapt motivul de bază pentru care nu te pui în mișcare. Și în condițiile astea încearcă să înțelegi frica. De unde pornește frica, ce rădăcine are, ce te oprește să te miști. Și apoi, repet, când ajungi să înțelegi care este motivul de bază pentru care nu te miști, nu durează mult și vei fi obligat să te miști pentru că asta nu e natura. Asta nu este natura, să continuăm să creștem. Da? Deci, când vine vorba de schimbare, încearcă să înțelegi care sunt motivele pentru care nu te pui în schimbare, nu te pui în mișcare și nu lași lucrurile să curgă. Unde o pui rezistență? De ce nu-ți place? Și apoi, după înțelegere, lucrurile se așează. Dragii mei, vă urez o zi
absolut fabuloasă, soarele a venit prin zonă pe la noi, zăpada a început să se topească, bineînțeles vine și cu un dezavantaj pentru cei care au mașini, pentru că apar și gropile de după iarnă, de după zăpadă, dar asta este, face parte din peisaj, le luăm așa cum sunt. Deci, dragii mei, vă urez o zi cât mai plină de voi cu putință. Da? Vă pup!